În fiecare zi, animalele se luptă cu forțele mamei lor natura. Se adaptează climei, învață să se mascheze, se obișnuiesc cu pericolele, învață să fie mai puternice și mai curajoase. Dar uneori, în goana după viață, animalele își găsesc moartea. Prima la ce te gândești când merge vorba despre încercările animalelor de a se proteja este desigur că protecția de la alte animale. Majoritatea organismelor vii sunt mereu vânate de altele și ele sunt nevoite să se adapteze. Zebrele își folosesc dungile pentru a face predătorii confuzi. Oamenii de știință spun că asta funcționează când zebrele se află în turmă. Imaginați-vă că în fața dumneavoastră aleargă ceva rapid și e acoperit cu multe dungi verticale. Desigur că veți ameți, chiar dacă nu sunteți un leu. Dar haideți să vedem cu ce se opun animalele naturii. Am câteva imagini cu cât de cruntă poate fi această luptă. Parcul Național Serengeti din Tanzania. Antilopele gnu văd furtuna la orizont și se îndreaptă spre ea, știind că iarba pe care o mănâncă crește după ploaie. Instinctul lor de a urma ploile este atât de puternic că vor trece prin orice obstacol pentru asta, chiar și prin râul Mara, unul dintre cele mai periculoase obstacole ever. El trece prin teritoriul Keniei și a Tanzaniei și arată, sincer vorbind, nu chiar bine. Cam 40 de metri lățime, apă tulbure, deloc nu arată ca locul pe care ai vrea să-l numești râul vieții și a morții. Dar chiar și așa, Mara este trecut de către 1.200.000 de antilope gnu, care migrează în fiecare an după ploi. Aproximativ 6.250 de animale se neacă sau sunt călcate de copitele celorlalte. Doar gândiți-vă un pic, mai mult de 6.000 anual, este egal cu greutatea 10 balene. Statistica ne spune că în 2007, în general, au murit peste 10.000 de antilope. În această călătorie periculoasă și să vă amintim că râul nici nu e prea lat pentru un număr așa mare de victime. Poate că antilopele ar trebui să se bage pe rând în apă și asta le-ar fi ajutat, nu? Nu, un număr foarte mare de animale se strâng la mal înainte de a înota, de parcă așteaptă semnalul unui semafor invizibil. Și nici nu bănuiesc ce le așteaptă. Asta, apropo, nu e doar despre antilopele gnu. Ele călătoresc împreună cu zebrele și acestea se ajută reciproc. Dar nicio inteligență colectivă nu poate să le protejeze de râul morții. Îndată ce animalele se bagă în apă, începe o zdrobire groaznică, de parcă cineva a dat un semnal. Deja la această etapă mor sute de antilope, deși înainte le așteaptă cei mai greu. Prima cu ce se confruntă este desigur că curentul, foarte violent. În ultimii 3 ani, nivelul de apă din râul Mara a crescut drastic, în mare parte din cauza defrișerilor pădurilor. Da, știu ce veți întreba. Antilopele pot înota, dar nu le ajunge la toate puteri să se lupte cu curentul. Pe majoritatea pur și simplu le trage la fund. Iar victimele în acest caz trec peste câteva mii. Dar în afară de curentul puternic, râul e plin de alte chestii periculoase. Crocodilii. Ei mereu sunt undeva prin apropiere atunci când antilopele se bagă în apă. Și doar așteaptă momentul potrivit ca să se arunce pe vreo antilopă. Mara este în general faimos prin prădătorii săi feroce, iar sezonul de migrație este pentru ei ca un candy bar. Desigur că trebuie să aibă grijă la copite. Dar atunci când în râu intră în același timp un număr atât de mare de pradă, este imposibil să plece acasă flămând. Poți să muști oriunde ți-ai arunca privirea sau oriunde ți-ai întoarce capul. Următoarea problemă cu care se confruntă antilopele gnu este direcția incorrectă. Deja am menționat migrația din 2007, când au murit peste 10.000 de antilope. Multe în acea zi au suferit doar din cauza că au trecut râul în locul nepotrivit.
Stați un pic, dacă voi ați crezut că antilopele aleg în fiecare an același drum stabil, verificat și sigur, vă greșiți amarnic. Ele măcar nici nu au un plan în cap. Nimeni nu știe de ce animalele aleg un loc sau altul în care vor trece râul. În asta niciodată nu poate fi găsită vreo logică sau o continuitate. Ele pur și simplu se aruncă în apă, apoi încearcă din răsputeri să iasă la mal. Iar când ajung acolo, se dovedește că malul e prea abrupt. Ele încep să se zdrobească cu copitele și asta arată pur și simplu înfiorător, o glumă foarte proastă a naturii. Majoritatea antilopelor se neacă fiindcă nu pot lupta cu curentul sau nu pot ieși la mal. O parte dintre ele sunt mâncate de crocodili, dar chiar și cele care au ajuns pe celălalt mal nu trebuie să se relaxeze, fiindcă deja sunt așteptate de lei și hienele flămânde. Da, în oricare altă situație ar putea fugi, fiindcă sunt multe. Cine ar vrea să se lege de așa o turmă numeroasă? Doar că trecerea râului le ia animalelor prea multă putere. Și majoritatea dintre ele mor fiind victimele leilor și a hienelor. Un martor a văzut cum o antilopă a ieșit la mal, apoi s-a răzgândit și rapid s-a aruncat înapoi. Probabil că a văzut un prădător puternic în fața ei și a decis să fugă. Vă dau un spoiler, n-a reușit. Iar acum imaginați-vă cum arată totul. Un râu care literalmente fierbe în zbaterea nebună a antilopelor, crocodile și hiene care se aruncă pe ele. Și un număr gigantic de decesuri. Și vorbim despre Africa! Mirosul de la trupurile animalelor moarte se ridică în aer foarte rapid și este pur și simplu dezgustător. Dacă măcar vreodată în viață ați reușit să-l simțiți, atunci știți sigur despre ce vorbesc. Dacă nu, atunci ați avut noroc. Râul Mara este plin de trupurile antilopelor care se descompun, umflate de apă. Și e o priveliște oribilă, puțin spus. Majoritatea dintre vizitatorii parcului Serengeti care vin să vadă migrația pur și simplu nu pot suporta mirosul și țin la nas batiste, dar asta nu îi încurcă pe oameni să fotografieze animalele moarte. La urma urmei, acești iubitori de natură se strâng pe malul râului anume pentru asta. Se crede că anual marea migrație a antilopelor gnu ademenește 300.000 de turiști. Și puțin probabil că ei vin nepregătiți, neștiind ce îi așteaptă. Și dacă cu oamenii totul e clar, dacă ei pot găsi informația necesară pe internet, atunci animalele au căile lor de a fi notificate despre acest eveniment. Vulturii au mirosul atât de dezvoltat că pot să simtă această aromă de carne descompusă de la 1,5 km. Acum imaginați-vă cât de tare miros victimile râului morții, încât vulturii vin la această masă festivă de la mai mult de 100 de kilometri distanță. Sau poate le vine vreo notificare specială? Dar, serios vorbind, poate că secretul nu e în miros. Vulturii în general urmăresc turmele mari de antilope gnu, căci acolo unde este o turmă mare, sigur se găsește niște mâncare și pentru ei. Așa lucrează natura, cineva mereu moare. Vulturii calculează nu doar unde va fi victima lor potențială, dar și când va fi mâncată. Ei se leagă de turmele de gnu în sezonul uscat, fiindcă mortalitatea e mai mare anume în această perioadă. De ce? V-am povestit mai înainte. Eu deja știu ce întrebare v-a apărut în minte. De ce la urma urmei nu construim niște poduri pentru aceste antilope? În fiecare an mor mii și mii de animale. Oare nu e timpul ca omul să intervină? Doar noi suntem cei care construim poduri peste autostrăzi, ca cât mai puține animale să moară de la mașini și ca oamenii să nu se traumeze și să circule liber. Azi, treceri subterane și supraterane există în întreaga lume. Și de ele se folosesc toți și toate. Urșii, elefanții, crabii, elanii, da chiar și somonul. Cu ce sunt mai rele antilopele gnu? Cu nimic, dar spre deosebire de alte animale pentru care sunt construite podurile, gnu, în timpul migrației, sunt amenințate nu de mașini și nu de oameni, ci de însăși mama natură.
Și dacă numărul de indivizi care mor se va micșora, urmările pot fi nu chiar plăcute. Populația de gnu și zebre care migrează și ele în același timp va crește, iar cu asta vor crește și numărul de boli între ele și probleme genetice. Căci o parte din selecția naturală nu va mai funcționa, numărul de crocodili și alți prădători se va micșora, fiindcă nu vor avea ce mânca. Iar prădătorii de pe celălalt mal vor crește în număr, pentru că vor avea mai multă mâncare. Chiar dacă par niște schimbări minore, acestea pot duce la consecințe teribile pentru întregul ecosistem al parcului. Cât de straniu n-ar suna, dar moartea mii și mii de antilope este un plan foarte înțelept din partea naturii. Nu degeaba am numit râul Mara, râul vieții și a morții, pentru că animalele moarte dăruiesc viață întregului râu. Crocodilii mănâncă o parte din cadavre. Dar să fim sinceri, am fi avut nevoie de foarte mulți crocodili ca să mănânce toate antilopele care mor. După ce prădătorii își fac plinul, în joc intră puterile naturii. Iar investiția principală a antilopelor în ecosistem sunt scheletele lor. Oasele antilopelor gnu se descompun încet, timp de 7 ani, eliberând fosfor. Un element critic de important în creșterea animalelor și a plantelor. Pe oase se mai formează și o membrană lipicioasă de bacterii, care funcționează ca hrană pentru pești. Și ei desigur că mănâncă și carnea, asta era și clar. Deci natura știe sigur ce face când lasă un număr așa de mare de antilope să moară. Ele nu încurcă altor animale, ci din contra ajută, spre deosebire de hipopotami. Da, și ei mănâncă trupurile antilopelor, doar dacă le nimeresc în cale, dar nu merge vorba despre asta acum. În râul Mara, în zona Keniei, ei se hrănesc chiar foarte bine și ca urmare produc multe excremente. În fiecare zi, în râu se numără peste 8500 de kilograme de excremente. Când plouă, toată această masă este dusă în jos cu curenții de apă și lasă peștii fără oxigen. Da, din cauza că hipopotamii merg des la WC-ul, mor peștii. Niciodată nu m-aș fi gândit la asta. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!